Prin cultura și tradițiile păstrate, Comuna Reșinari este una dintre cele mai vechi așezări țărănești din Ținutul Sibiului. Localitatea Reșinari își așteaptă oaspeții cu bucuria cu care numai ei, ardeleni, știu să transforme orice vizită într-o adevărată sărbătoare. În spatele porților uriașe există case frumoase, curți mari, pline cu verdeață și oameni ospitalieri. Fiind printre cei mai de frunte gospodari ai localității Reșinari, Marioara și Ioan Badiu au și cea mai veche pensiune de aici, organizată la îndemnul unor turiști germani încântați de ospitalitatea familiei și de frumusețea acestor locuri. 97, pentru că între timp în zona Vran-Moieciu au început să funcționeze această idee, să funcționeze agroturismul, și pentru că zona din mărginimea Sibiului unde ne aflăm și noi acum este o zonă care se înrudește din toate punctele de vedere cu zona Vran-Moieciu, așa, ei s-au extins. Și pe aceeași idee și în zona mărginimii, și având deja eu informația mai dinainte primită, a fost normal că am fost receptiv la primul anunț din ziar vis-a-vis de ce înseamnă agroturism în zona mărginimii Sibiului, și în 1997, în luna iunie, am avut deja primul certificat de clasificare ca pensiune clasificată atunci cu două margarete din partea Ministerului Turismului. Pensiunea familiei Badiu a avut mare succes, devenind în scurt timp neîncăpătoare, așa încât proprietarii s-au văzut nevoiți să-și mărească numărul de camere. Am început activitatea împreună cu Antric, care avea filiala deschisă aici la Sibiu. Lucrurile au mers atât de bine încât am fost nevoit în cursul anului 97 să dorm în 2-3 nopți în mașină. N-am mai avut loc în casă. Motiv care m-a determinat să gândesc la o extindere și la posibilități, cumva, materiale de extindere, și am reușit în anul 2000 să mansardez cele 5 camere care făceau parte din vechea structură a casei și să mai creez încă 6 locuri de cazare, chiar 8 pentru noul job de care m-am apucat. Succesul domnului Ioan Badiu, dar și numărul din ce în ce mai mare de turiști veniți în Reșinari, i-a îndemnat pe mai mulți gospodari să-și deschidă pensiuni. Din punct de vedere al satului, câștigul este mult mai mare. Pentru că dacă până în 1997 știau mulți din țară despre Reșinari și vesita brânza sibienilor care se desface pe piețele din București, Ploiești și în general în partea de sud a țării și o apreciază, prin ceea ce am început noi să promovăm prin turism, în comună au venit oameni din toate colțurile lumii. Noi am fost niște mesageri pentru ceea ce înseamnă satul românesc. Spun mereu că printr-o pensiune turistică nu se dezvoltă și nu câștigă proprietarul pensiunii, câștigă toți micii meseriași din jur, pentru că automat se consumă mai multă pâine, se consumă mai multă brânză, se consumă mai multă carne prin numărul de turiști care vin. Și pot să spun că dacă în 97 am fost prima pensiune și în cursul următorilor ani lumea m-a privit așa întrebător cam ceea ce vreau eu să fac, astăzi sunt în Reșinari 25 de pensiuni. Lumea a fost receptivă și este o modalitate prin care satul înflorește.
Nu neapărat prin câștigul material m-am exprimat, pentru că din acest punct de vedere Rășinarul este o comună cu o putere economică, este o zonă necolectivizată, este o zonă în care omul are simțul proprietății mult mai dezvoltat decât în alte zone ale țării, dar câștigul vine prin numărul mare de turiști care pun fel și fel de întrebări și care la rândul lor, întorcându-se în țările de unde au venit, așa, duc mesajul despre ceea ce au găsit, despre români adevărați. Pensiunea familiei Badiu pune la dispoziția turiștilor 8 camere duble, mai mult decât confortabile, și oferă liniște, curățenie și intimitate. Și în plus, acel ceva care te face să simți că ești un prieten de-al casei. Camerele înalte și elegante și mobilierul din casa părintească au un aer de noblețe, dar și o istorie aparte, despre care domnul Badiu ne povestește cu plăcere. Casa a fost construită în 1836, a aparținut unei familii din localitate cu o putere economică deosebită. În cameră, tavanul este pictat cu culori din plante, pictat manual și datorită faptului că tradiția în zonă spune camera de la stradă este camera în care nu prea se locuiește, s-a conservat destul de bine această pictură care poate fi văzută și este originală, are o vechime mai mult de 100 de ani, este nerecondiționată. Prin lucrările care le-am făcut la casă, se observă normal în timpul lucrului, dar culorile chimice nu se aseamănă nici într-un fel cu cele naturale și prefer să nu o recondiționăm. Mai există în localitate încă două case care au picturi, dar nu în totalitate, pe toată suprafața tavanului, case care au aparținut familiilor cu renume vechi, cu putere economică deosebită. Vis-a-vis de celălalt mobilier care se găsește în cameră și la care ținem foarte mult, modul în care, modalitatea în care a ajuns la noi acasă este una întâmplătoare, să zicem, într-un fel, și are o istorie interesantă. Deci în 47, când regele Mihai a fost exilat din România, și garniturile de tren care l-au însoțit pe el au trecut prin gara din Sibiu. Din garda lui de corp au fost oprite din motive necunoscute anumite persoane care au rămas exilate la Schellenberg pe restul vieții, care și-au luat parte din lucruri cu ei și care au fost nevoiți în timpul anilor să le vândă pentru că nu aveau bani necesari existenței. Și mama soacră, care a fost o țărancă filozofă isteață și care a înțeles ce înseamnă lucruri de valoare, a cumpărat acele lucruri pe care noi le păstrăm în casă, nu zicem muzeu, dar le păstrăm cu cinste. Dar ceea ce atrage și mai mult turiștii sunt mâncărurile tradiționale deosebit de gustoase, pregătite de familia Badiu, însoțite de țuica și vinurile preparate în casă și păstrate într-o pivniță construită în 1836. Sunt
sunt foarte multe ciorbe, foarte multe ciorbe ardelenești tradiționale. Nu cred că e cazul să le enumerăm. În afară de aceste ciorbe tradiționale, la felul principal de mâncare, pentru că locuim într-o zonă în care principala ocupație a oamenilor a fost creșterea oilor, se pregătește multă mâncare cu carne de miel, cu carne de oaie, dar în același timp multă mâncare cu carne de vițel, cu mânzat, porc și pasăre, pentru că sunt inevitabile, ele nu lipsesc din bucătăria românească. Deserturile care se pregătesc, toate sunt în casă pregătite. Băutura care le-o servim turiștilor, toată este produsă în casă. Nu suntem într-o zonă viticolă, dar cumpăr struguri în fiecare toamnă și eu personal îmi pregătesc vinul casei pe mai multe sortimente, îl pregătesc așa cum a învățat tatăl meu și care la rândul lui a învățat de la părinții lui. Dacă ați epuizat toate aceste atracții turistice, porniți la drum prin împrejurimi. După ce iese din Rășinar, șoseaua șerpuiește prin pădure, pe Valea Ștezii, până la cea mai veche și cea mai înaltă stațiune climaterică din țară, Păltiniș. Un loc bun iarna pentru amatorii de schi și vara pentru cei dornici de o ascensiune prin munții Cibinului. O puteți lua în sens opus, spre Sibiu, pentru a vizita Muzeul Astra din Dumbravă. Sau, folosind același drum, dar urmând indicatoarele, vă sfătuiesc să faceți o plimbare prin localitățile Cisnădioara și Cisnădie, aflate la doar 5 km de Dumbravă. Drumul până la Cisnădioara este frumos. Dealuri cu livezi și viță de vie și pensiuni cochete. Iar cetatea Cisnădioarei se vede de la câțiva kilometri. Te întâmpină o așezare mică, pitorească, liniștită și foarte curată, cu case vechi de sute de ani. Localitatea se remarcă prin patru obiective turistice: Bazilica Romanică, Biserica Evanghelică, Rezervația de Calcare Cretacice și un mic muzeu de etnografie. Va trebui să le descoperi singur sau cu ajutorul localnicilor, căci indicatoarele nu ne spun mare lucru. Nu există ghizi sau pliante. Dacă ajungi în centrul localității și vrei să vezi cetatea, este bine să întrebi de doamna Erica, cea care ține cheile porții. Despre asta vei citi și în anunțul aflat pe gardul unei case din apropiere. Găsești aici și un număr de telefon. Dar s-ar putea să ai ghinion, așa cum am avut noi, și doamna Erica să nu fie acasă și nici altcineva care să-ți deschidă porțile cetății. Atunci vei urca singur dealul și te vei trezi în fața unui zid și a unei porți încuiate. Oricum, efortul de a fi urcat până aici este răsplătit din plin de priveliștea oferită de sus asupra micii localități Cisnădioară, care se întinde la poalele dealului lângă Valea Argintului, înconjurată de un brâu de case de vacanță și pensiuni. Tot
tot de sus poți admira, spre sud și vest, zona munților Cebinului, iar spre est, orașul Cisnădie și împrejurimile. Lăsând peisajele la o parte, admirăm zidurile vechii cetăți și încercăm să vedem câte ceva dincolo de poartă. Biserica evanghelică este un alt monument de arhitectură din Cisnădioara. A fost construit în stil baroc în 1764 și înglobează pe latura de vest turnul bisericii anterioare, aparținând stilului gotic. Dacă vrei să rămâi aici sau doar să faci un popas pentru masa de prânz, în centrul Cisnădioarei, în apropierea cetății, se află o pensiune cochetă, care redă ambianța unică și fascinantă a gospodăriilor săsești de odinioară. Are restaurant, cramă și terase. Și 17 camere cu băi proprii. De aici până în orașul Cisnădie mai sunt 3 km. Peisajele înconjurătoare au favorizat așezarea localnicilor încă din perioada antică. În evul mediu, populației românești aici îi se adaugă coloniștii germani veniți în secolele 12 și 13. Prima mențiune documentară a așezării pe locul actual al orașului datează din 1204, într-un document al regelui Emeric, sub denumirea de Riveder.
Gradul de dezvoltare și numărul crescut al locuitorilor face posibil ca în jurul anului 1300 să înceapă construcția unei impunătoare biserici fortificate. Ea a fost ridicată pe temelia unei bazilici, realizate în stil romanic cu un masiv turn spre vest. Odată cu creșterea primejdiei turcești, s-a trecut la fortificarea acestei construcții, dându-i un caracter militar, introducându-se și modificări de stil de la romanic la gotic. Localitatea începe să se dezvolte din punct de vedere economic tot mai mult, mai ales în secolele 14 și 15. Breslele și meseriile de asemenea se dezvoltă cu iuțeală. Pe lângă breslele care produceau seceri, mai existau producătorii de lână, șelari și olari, care mai târziu, în secolele 18-19, aveau să se transforme în manufacturi și apoi în fabrici. În perioada anilor 1456-1462, conflictele comerciale ce apar temporar între Vlad Țepeș, care proteja pe negustorii munteni, și negustorii sași din Ardeal, determină pe cisnădieni să-și fortifice cetatea, ridicând un al doilea zid, construind niște turnuri puternice în interiorul ei și procurându-și totodată arme de foc. Cele trei ziduri aveau coridoare de apărare, turnuri, bastioane și șanțuri cu apă. În 1751, turnul Clopotniță, înalt de 59 de metri, a fost modificat și a primit forma sa actuală. În vârf a avut un glob aurit, iar în 1795 s-a instalat pe el primul paratrăsner din Transilvania, confecționat din cupru. În 1806, Ciznădie a primit de la împăratul Francisc reînnoirea vechiului drept de a avea târg, fapt pentru care s-au cheltuit mulți bani la vremea respectivă, întrucât sibienii se împotriveau. La începutul secolului al XIX-lea, numeroși vizitatori ai Sibiului și Cisnădiei dau informații prețioase cu privire la hărnicia cisnădienilor și la numeroasele meșteșuguri practicate de aceștia. În 1948, toate fabricile textile din Cisnădie se naționalizează și se formează mari întreprinderi textile, care atrag forța de muncă din toată țara. După 1990, începe privatizarea întreprinderilor textile, care duc la o situație socială defavorabilă. Aici, în afară de biserica fortificată, mai puteți vizita un muzeu al istoriei industriei textile. Istoria, tradițiile și frumusețile naturii atrag mulți turiști și aduc astăzi bunăstare locuitorilor din Cisnădie și Cisnădioara, care s-au orientat spre turism. Astfel, împrejurimile localității sunt pline de pensiuni și case de vacanță, care de care mai frumoase. Thank you.
Așa te întâmpină Sibielul, mica localitate liniștită, aflată la doar 25 de kilometri de Sibiu. Dincolo de acest panou bun de adunat turiștii, trei troițe din piatră, pline de picturi, veghează străzile înguste ale Sibielului. De jur împrejur sunt case mari, cu uriașe porți ferecate și cu ferestre oblonite, iar prin mijlocul satului curge pârâul. Capătul satului izbucnește spre cer clopotnița străvechii biserici zidită în anul 1756. Arhitectura bisericii Sfânta Treime din Sibiel se interpretează în stil general transilvanean, o sinteză de elemente bizantine cu influență de stil roman și gotic. A fost pictată în interior în 1774 de către Stan Zugravu. Lângă biserică, în micul cimitir, își doarme somnul de veci părintele Zosim Oancea, cel care a slujit biserica și comunitatea zeci de ani, întemeitorul muzeului de icoane pe sticlă. În clădirea cea mare și nouă a muzeului, portretul părintelui străjuiește intrarea, apoi câteva fotografii și documente vechi. În săli, peste 800 de icoane minunate atârnă cu minți pe zidurile albe, în explozii fabuloase de culori. Este cel mai mare muzeu de icoane din zona Sibiului. Sunt icoane vechi, începând din secolul al XVII-lea, donate de localnicii din Sibiel și din împrejurimi și adunate cu grijă, răbdare și dragoste de părintele Zosim. Întreaga sa viață se află printre istoriile acestor icoane. Fiecare icoană a fost desfăcută, curățată și reparată de două măicuțe venite de la mănăstirea dintr-un lemn. Este o lume aparte, încălzită de puteri nevăzute, care te cucerește de la prima vedere. De bogăția de icoane, părintele a mai adunat lăzi de zestre, cusături și porturi străvechi de ciobani români și minunate vase de lut, un tezaur pe care străinii vin să-l vadă și se minunează.
casa în care locuiește Eugenia Pau a fost transformată de câțiva ani în pensiune. Dar Sibielul se poate lăuda și cu o pensiune de 4 margarete, cu totul specială. Curtea mare, cu locuri de relaxare și toate elementele originale de decor, anunță amenajarea rustică a întregii pensiuni. Arhitectura exterioară a clădirii, structurată pe 3 niveluri, parter, etaj și mansardă, este tipică zonei de munte. Restaurantul atrage prin decorul simplu și rafinat, în care se disting mobilierul original din lemn de stejar, realizat în zonă, șemineul masiv din piatră și cărămidă și grinzile din lemn băițuit, care brăzdează tavanul. Și toate la un loc creează un ambient primitor și familial. Dar surpriza o constituie camerele în număr de 9, personalizate în funcție de tema aleasă. Aici poți alege să dormi în camera olarului, a ciobanului, a tâmplarului, a gospodarului sau, de ce nu, a boierului. Caracterul rustic al amenajării este subliniat de accesoriile alese și de obiectele decorative prezente atât în cameră cât și pe holuri. Thank you.
Într-o perioadă în care micii meșteșugari au rămas doar o amintire, localitatea Săliște este cunoscută în toată mărginimea datorită familiei de pălărieri. Radu Ilieș s-a născut într-o familie în care confecționarea pălărilor a devenit o tradiție și un mod de existență. Lucrează în același atelier în care au lucrat părinții, bunicii și chiar străbunicii săi. De la părinții mei, de la tatăl, am început meseria, propriu-zis de mic, am îndrăgit-o. După armată, m-am dus la fabrica Timișoara și am stat 2 luni la Timișoara și acolo am învățat meseria, propriu-zisă. Am venit acasă acolo, se lucrează cu totul de chilin, am venit acasă și de acasă m-am apucat și încetul cu încetul. Am îndrăgit-o lucrând. Am început prima oară să fac cele tradiționale, după aceea am făcut pălării clasice, după aceea am început pălările de damă, pălării de cowboy, toată gama. Atelierul lui Radu Ilieș s-a dezvoltat în timp, producând o gamă tot mai largă de pălării. Nu există model să nu-l poată face. Și m-am apucat încetul cu încetul, mi-am cumpărat o sculă, un rastel, sunt destule în partea aceea, se văd. Am calapoade de toate genurile, fac pe comandă de toate felurile. De cine vine să-mi dea o comandă, poate să fie în colțuri, poate să fie pătrată, că se poate produce, fiindcă facem un calapod și... Mai departe, după aceea, trebuie să dau comandă să fac o matriță din cupru. Dar nu aveți idee cât de greu se confecționează o pălărie și prin câte trece o bucată de fetru. Acest produs îl cumpăr de la fabrica Peia, că fabrica Timișoara s-a desfințat. Mai aduc și alte materiale, materie primă, deci păr de iepure sau catifeaua. Astea le aduc de dincolo, le cumpăr de la firma Ceoslovace. Acesta este fetru. Deci este un fetru, o miță de merinos cu pieptănătură, adică este lână, propriu-zis, măruntă, de la miel. Se bate în piuă și în coneză, se face pe 2 conusuri, se taie în 2 și după aceea rămâne una o pălărie și în partea cealaltă rămâne alta. Între la cardă, la coneze, la ciocane, unde se bat, se face prima oară ca o căciulă și după aceea îmi apare mie cloșul. Pe niște palmale, cu apă, totul. Se lucrează numai la cald. Opărire, vopsire, curățare, apretare, lustruire sunt doar câteva din multele etape prin care trece bucata de fetru care se ia la mână de 30 de ori. Prima oară și prima oară se trece pe calapod. O bagă în apă fierbinte, într-un cazan, o scot de pe cazan, se trage pe calapod, o să vă arăt un calapod. Acesta este calapodul tradițional. Deci, sub forma aceasta se pune pe calapod, se leagă cu soară, deci ea ar fi trebuită fiind acum udă. Înfierbântată, are cam 60 de grade. Ca să pot să-l trag pe calapod, adică se numește platat și se întinde borul, pentru a nu-i da voie ca să intre vopseaua înăuntru. Se pune acest calapod și el se vopsește cu calapod în interior. După ce s-a vopsit, se bagă în apă rece pentru a-i se fixa vopseaua, ca să nu îi dea voie la pălărie să ies afară praful de la vopsea, care este și așa mai departe. Plus că se și curăță, se clătește. De aici se desface sfoara. Se trage afară și rămâne albă înăuntru. Adică o să vă arăt acum cum este vopsită, gata. Acesta este cloșul, cum îl cumpăr. Este albă în interior și pe aici este neagră. După ce am pus-o, este udă, se pune să usuce. După ce s-a uscat, trebuie să o pun pe o mașină de curățat. Este afară. După ce s-a lustruit, trebuie apretată. Acest apret se face special. Clei de oase, distrină, amidon,
Se face ca un aluat de clătite. Se dă cu o pensulă pe partea din înăuntru. Din exterior nu are voie că se potează. Este apretat, se strânge și se freacă pe masă până intră apretul în interior. Se apretează până intră înăuntru. După ce s-a apretat o dată, trebuie să o întorci, se dea a doua mână. Că pe partea aceasta unde este dunga, n-a intrat. Se desfac dungile, să mai freacă o dată. Cu peria se freacă până se curăță borul și pe partea și pe alta. Ca să iasă apretul. După ce s-a apretat, se întoarce pe partea cealaltă. După ce s-a întors, trebuie să băgăm un cazanul cu abur. Aici este abur. Am chiar o pălărie gata, aici este aburită. Se trage pe calapod ca să-i dăm forma pe diferite mărimi. Mărimea începe de la 52 până la mărimea 59. Se trage bine ca să-i dăm forma. Se leagă cu sfoară, se bate cu un ștampăl, cu o sculă, pentru a-i ține forma. Se întinde borul. După ce am dat forma, desfacem ața, se scoate de pe calapod. După ce s-a scos de pe calapod, se pune să se usuce. Pentru a putea să o presez, dacă ea este udă, n-am posibilitate că rămâne apretul pe exterior, îmi iese afară și atunci se pătează. O punem să se usuce sub forma aceasta. După ce s-a uscat, trebuie să duc la mașina de lustruit, o curăț cu perie și cu un cloș pe deasupra, îi face fața frumoasă. Îi dau un aspect comercial. De aici se bagă în presă. În presă se pune sub forma aceasta. Acum se închide presa, se bagă pălăria în interior, se închide presa și se dă la pompe până la 12-15 atmosfere. Deci până aici, până sus. Se deschide apa. Acum coboară apa în cazan. Acolo jos. Se deschide presa. Și am dat forma pălăriei. De aici se duce și iarăși trebuie să o curățăm la mașina de lustruit. Venim cu ea. Trebuie să-i tăiem borurile. După ce se tăia borurile, se bagă în mușamaua la mașină specială. După ce s-a băgat mușamaua în interior, se tivește pe margine, tot la o mașină specială. După ce s-a tivit, se bagă căptușala. După ce s-a băgat căptușala, se pune garniturile. Această pălărie nu are garnituri. După ce s-a pus garnitura, această garnitură și căptușala se coasă numai cu mâna, manual. După ce s-a pus căptușala și garnitura pe exterior, se coasă la spate. Adică o să vă arăt aici. Asta trebuie prinsă cu mâna. Aceasta este desprinsă. Această pamplică trebuie cusută. După ce s-a cusut, se pune pamplica. Iarăși este gata toată, cusută. Merge la mașina de curățat. Ultima fază. Și după aceea se duce spre vânzare. Acestea, țigănești și cele de saci. Astea sunt pălăriile tradiționale,
acestea, deci de aici. În final, pălăria muncită costă între 40 și 50 de lei bucata. Uneori, când volumul de muncă este prea mare, îl mai ajută bunica și chiar cel mic, Rareș, care deja e bucuros să-i calce pe urme tatălui său. Aceste sunt pălăride țigănești. După ce s-au strâns destule pălării cât să umple mașina, Radu Ilieș pleacă cu ele la târguri, prin împrejurimi sau chiar mai departe.